Apropo de copilărie și de adolescență, adolescența, doamnelor, poate e cea mai grea etapă din viața unui om. În momentul în care ne gândim la un adolescent, spunem, doamne, foarte multe probleme, ne gândim că el are de dat examene, că trece prin diferite stări, din punct de vedere emoțional. Da, e o perioadă a schimbărilor pentru... Sunt foarte mulți adolescenți care, din păcate, cad în depresii și atunci trebuie avut foarte mare grijă. Cum îi explicăm însă unui adolescent momentul în care doi părinți divorțează și cum îl ajutăm să treacă peste asta? Cum îi explicăm unui adolescent momentul în care unul dintre părinți vine acasă cu noul partener și cum îl ajutăm să nu cadă într-o depresie? Vom afla în această dimineață de la psihologul nostru, Gabriela Maluf. Dar, pentru a fi mai explicit și pentru a înțelege mai bine ce se petrece în viața unui adolescent, cu ajutorul colegilor noștri de la În căutarea adevărului, am ales un mic material pentru a ne fi mult mai clar subiectul pe care îl vom aborda astăzi alături de psihologa noastră, Gabriela Maluf. Vedem întâi materialul și după abordăm subiectul. Brusc, te interesează ce fac? Nu brusc, dintotdeauna m-a interesat ce faci. Dar unde pleci? Asta e ideea. Nu te interesează. Eu și tatăl lui Andrei am divorțat acum câteva luni. Și de atunci, relația mea cu el a devenit foarte tensionată. Nu înțeleg ce-i cu tine, de ce te porți așa, unde te duci, te-am întrebat. E simplu, poți să-mi dai un răspuns. Și eu îți spun foarte simplu că nu te interesează. Andrei, hai, revino-ți. Hai acum. Că tu să-mi faci așa ceva. Dar ce-ți fac, măi, copilule, că nu înțeleg? Deci nu te înțeleg, nu știu de ce ai reacțiile astea, de ce acționezi așa, ce s-a întâmplat? Pentru că tu te gândești doar la tine, doar la fericirea ta și de mine nu-ți mai pasă deloc. Asta e problema. Asta, nu știu, cred că așa o vezi tu, dar nu e așa. Nu e așa. Pentru că până acum numai și numai la fericirea ta m-am gândit. Cu ceva timp înainte să divorțez, eu am reluat legătura cu iubitul meu din tinerețe. Asta este situația. Deci eu cu taică-tu ne-am despărțit, asta este. Mama, nu înțeleg cum ați putut să renunțați atât de repede unul la altul și tu vrei să-ți faci o altă relație. Asta este altă discuție, dar tu trebuie să înțelegi și să accepti că eu sunt cu Ciprian. Asta... Uite, mie nu-mi place de omul ăsta, eu nu vreau să-l văd aici cu noi în casă. Știu că este gelos, dar comportamentul lui nu are nicio scuză. Mi-e rușine cu tine, mama, ai 45 de ani, cum să-ți faci relație la vârsta asta? Dar ce? N-ai mai văzut? Sunt prima și ultima femeie sau nu înțeleg? Nu înțeleg cum să se despartă de tata și să se cupleze cu iubitul ei de nu știu când. Mi-e rușine cu ea. Dar la fericirea mea nu te gândești? În primul rând, tu ca mamă trebuie să te gândești la fericirea mea. Păi nu mai la asta mă gândesc. De mult de mine. Dar mi se pare că ești un pic cam egoist. Nu sunt deloc egoist, mama. Doar că tu, de când ai relația asta cu băiatul ăsta, că altfel nu pot să-l numesc, nu te mai gândești deloc la mine, nu te ocupi deloc de mine. Da, nu știu. Dacă e chiar așa. De când am reluat relația cu Ciprian, fiul meu a luat o razna. Efectiv, nu mă mai pot înțelege cu el. Nu îl suport pe Ciprian ăsta. Nu vreau să-l văd cu noi în casă. Asta vreau să înțeleg și să plece cât mai repede de aici. E singura mea dorință. Nu o să plece. Se pare că cer prea mult? Nu, eu am crezut că tu ești deja la vârsta la care poți să înțelegi multe lucruri. Ce să înțeleg, mamă, că tu la 45 de ani te-ai despărțit de tata, ți-ai făcut o altă relație și, mai mult de atât, l-ai adus și pe ăsta cu noi în casă. E clar, nu l-ai iubit niciodată pe tata. Altfel nu-l lăsa pentru un făt frumos. Repet, Andrei, aici nu e numai vina mea. Faptul că ne-am despărțit, ok, ăsta este alt subiect. Dar tu trebuie să înțelegi și să accepti relația mea cu Ciprian. Pentru că el va rămâne aici. Nu. Păi atunci, în cazul ăsta, dacă rămâne el, plec eu. E simplu, nu ai mama, cum alege. Să pleci. N-ai de păi ce dacă să tu pleci. Ai ales ca el să rămână aici, eu plec. Chiar ba nu o să pleci nicăieri, Andrei. Uite că plec, mama, îmi iau și bagajul. Andrei, și să plec. Stai nu stau liniștit. Nicăieri, mama. Nu, chiar o să plec. Dar tu nici n-accepti să stăm de vorbă. Nici nu mă mai interesează ce zici. Alături de psihologul Gabriela Maluf vom încerca astăzi să aflăm ce simte un adolescent în momentele în care cei doi părinți se despart și mai mult decât atât, fiecare dintre ei încearcă cumva să-și refacă viața. Bună dimineața, Gabriela! Bună dimineața, mulțumesc de invitație! Vreau să începem cu momentul în care doi oameni maturi, doi părinți, iau decizia să divorțeze. Copilul cumva se află la mijloc. Cum îl protejăm sau dacă îl protejăm într-o situație de genul ăsta? Uite, divorțul este o situație traumatică, oricum ai lua-o, la orice vârstă s-ar afla copilul și este o situație traumatică pentru cei mai mulți dintre protagoniștii divorțului, adică și pentru părinți. O să te întreb o secundă să spun divorț sau despărțire,
Pentru că sunt foarte multe cupluri care au copii nefiind căsătoriți. Corect. Și atunci este același lucru. Deci că e divorț sau despărțire, vorbim despre aceea situație, nu ne referim la acte în momentul ăsta neapărat. Nu, e ideea de proces în sine, nu de acte. Și atunci exact ca la avion, tu încerci să salvezi copilul, dar tu nu te poți salva pe tine. Adică un om care trece printr-o traumă, acelui om este foarte greu să ajute copilul. De aceea, întotdeauna în cazul divorțului sau a despărțirii, este foarte bine să apelăm la suport de specialitate. Eu o să vă dau așa câteva indicii astăzi, pentru că se uită oamenii la noi și ar vrea să știe așa măcar pe moment ce ar putea să facă. Dar în cazul unui divorț sau al unei despărțiri, indiferent că este vorba de ceva extrem de amiabil, că ne considerăm noi dezvoltați personal și noi o să știm să facem lucrurile astea extraordinar, știința ne arată că este o situație traumatică pentru toți cei implicați. Și atunci dacă eu, mamă sau tată, sunt un om traumatizat, un om în suferință, nu prea am cum să-mi ajut copilul, că nu sunt eu bine și ca să pot să-mi ajut copilul, trebuie să fiu eu bine cu mine. Asta, unu. Al doilea lucru pe care am putea să-l facem cu copiii, indiferent de vârsta pe care o au când sunt adolescenți, oricum or să înțeleagă, este să departajeze rolurile. Putem să luăm două eșarfe și să spunem, la capătul ăsta este mama, la capătul ăsta este tata și cealaltă eșarfă, la capătul ăsta este soția și la capătul celălalt este soțul. Trebuie să înțelegi tu, copilul, că mama și tata rămân mereu în aceeași relație, sunt mama și tatăl tău. Deci în viața ta nu se schimbă nimic. În schimb, soțul și soția, partenerii de cuplu, se despart, pentru că noi nu jucăm un singur rol pe planeta asta și nu înseamnă că dacă avem copii, devenim, asta e cel mai important rol din viața noastră și ne punem așa pe pauză și viața nu mai există și ne sacrificăm. Putem să facem asta, dar la un moment dat o să explodăm și o să facem exact ca în filmuleț. Copilul o să zică, păi nu-ți pasă de mine, mie nu mă pasă de tine, o să existe această comunicare foarte foarte deficitară dacă noi ne asumăm doar rolul de mamă sau doar rolul de tată. Deci copilul trebuie să înțeleagă de mic. Știi, ai văzut cum se strigă părinții prin casă? Hai mami, hai tati, mă duc cu mami la film, mă duc cu tati la piață. Haideți să vorbim corect, să spunem mă duc cu soțul meu la film, pentru că acum ieșim din rolul de mamă și de tată și mă duc cu soțul meu, că e al meu. Și vreau și eu să petrec timp cu el, ca să nu simtă copilul că îi fur tatăl sau că îi fur mama sau atunci când mă despart de această persoană, că lucrurile se întrerup și pentru el. Vorbim despre adolescenți, dar aș vrea să te întreb. În momentul în care într-un cuplu nu mai există înțelegere, iar copilul este mic, luăm această decizie de a ne despărți când copilul este mic sau când el este adolescent? Pentru că sunt foarte multe cupluri care spun, doamne, copilul e mic momentan, lasă să nu-i facem rău, când o fi mai mare o să înțeleagă. Da, copiii înțeleg la fel de bine din tot ce vorbim noi, din non-verbalul nostru, poate doar dacă vorbim de bebeluși, dar dacă vorbim de copilași deja mai mari, de 2, 3, 4, 6 ani, deja oricare vârsta asta, orică este adolescent, este cam același lucru. La adolescență ce se petrece în plus este faptul că adolescența e grea ea în sine. Oamenii se văd urâți de cele mai multe ori, imperfecți, îmi stă părul rău, am coșuri, miros urât, nu mă place nimeni, simt că se dezintegrează. Anturaj. Exact, că se dezintegrează și de mamă și de tată și de familie, parcă nici în grup nu e primit și s-a mai găsit și mama și tata să schimbe, adică adolescența e o schimbare în sine. Psihologii spun să nu facem mai mult de o schimbare într-o perioadă, adică nu mut și casa și duc și copilul la grădiniță în același timp și bine ar fi dacă e copilul adolescent și doar dacă sunt lucrurile negre, adică dacă vorbim de violență domestică, nu știu, dacă vorbim de lucruri grave, nu avem ce să facem, trebuie să ajungem și la acest divorț sau la această despărțire, dar e clar că pentru adolescent o să vină cu un surplus de stres, cu un surplus de supărare și este o perioadă extrem de proastă să facem o astfel de schimbare. Ce facem în situația în care cei doi părinți se despart, am văzut și în materialul de mai devreme, iar copilul, adolescentul,
vrea să plece de acasă pentru că nu se mai simte confortabil. Uite, mie mi s-a părut în filmulețul ăsta că au fost foarte multe lucruri care au ridicat semnale de alarmă. Adică băiatul îi reproșa mamei că este fericită, iar mama se ferea să-i spună, da, sunt fericită, pentru că fericirea mea o să aducă și către tine fericire, că dacă eu sunt supărată și necăjită și lucrurile merg prost, s-ar putea oricum să te neglijești. Și atmosfera în casă nu e plăcută. Exact, și atunci nouă ne e frică să ne exprimăm emoțiile, că avem senzația că dacă spunem că suntem fericiți, se supără copilul, dacă spunem că sunt triști, se supără copilul. Nu avem curajul să ne arătăm. Tot în filmuleț am mai văzut, se vedea clar că n-au avut o comunicare în timpul divorțului, iar copilul a presupus că e ceea ce se numește gândirea magică. Adică tu dacă îmi spui adevărul, eu o să accept adevărul de la tine, dar dacă nu îmi spui nimic, o să-mi construiesc eu propriul adevăr. Că nu l-a iubit pe tata, că n-a iubit-o pe mama, că divorțează din cauza mea, că am cerut prea multe, că am plâns, că nu m-am dus la școală, că diverse lucruri. Oamenii au gândirea asta și scenarita asta și se vedea clar în material că adolescentul respectiv habar nu avea prin ce au trecut părinții lui, dacă le-a fost greu sau le-a fost ușor, motivul pentru care s-au despărțit și ulterior această pregătire pentru un nou partener de viață. Iarăși în material mama spune, trebuie, el rămâne aici și tu trebuie să accepți. Adică nu exista o negociere, nu exista... E bine să negociem cu copilul nostru? E bine să avem, să stăm la masă și să spunem adevărul. Uite, eu am un nou partener de viață, dar doar în momentul în care suntem siguri că relația este stabilă, că nu o să suferim iar de rana abandonului și... plus copilul, că dacă se obișnuiește copilul cu partenerul și partenerul ne părăsește și se simte și copilul abandonat, hai să zicem că am terminat de toate poveștile astea și suntem siguri că relația e stabilă. Aș indica să se vină cu o primă întâlnire scurtă. Știi, și la grădiniță noi le spunem părinților să plece copilul când e fericit, să nu plece când plânge, ca să-și aducă aminte că a fost bine și că, uite, lucrurile sunt în regulă. Și când prezint partener, noul partener de viață, propun o întâlnire scurtă în care facem cunoștință, poate bem un suc împreună, foarte frumos, am spus o glumă. Hai să nu-l mutăm direct acasă. Hai să nu-l mutăm direct acasă și înainte de a-l muta acasă să-i povestim copilului că ne simțim bine, că ne simțim fericite, că fericirea noastră ca individ se reflectă și asupra lui, că ne simțim în siguranță și că am vrea să se mute acest om cu noi în casă. Ce facem în situația în care adolescentul, și întâlnim foarte des această situație, nu-și dorește să-ți cunoască noul partener, absolut deloc, nu vrea această întâlnire, îl lăsăm sau insistăm pentru această întâlnire? Mai n-aș insista în primă instanță, n-aș zice direct, haide să-ți mai zic și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, dar i-aș spune, uite, îți dau un moment de pauză, îți dau un moment de pace, înțeleg că nu vrei, mai vorbim săptămâna viitoare, anticipez că urmează să vorbesc din nou cu el pentru că asta e important pentru mine. Că eu am ieșit din rolul de mamă sau de tată, acum intru în rolul meu de femeie sau de bărbat și am nevoie să am un partener, înțeleg, te înțeleg și pe tine că nu prea vrei. Și îți mai dau o săptămână de pauză, dar ți-anticipez că o să vorbesc din nou cu tine. Și tot anticipez până o să ajungem la această soluție de... așa zis, compromis, în care poate o să vrei să-l cunoști. Și explic de fiecare dată, uite ce bine mă simt, am fost în oraș și m-am simțit foarte bine și pentru că mă simt foarte bine, hai să ne mai jucăm o jumătate de oră, nu știu ce joc, sau hai să mă uit pe TikTok-ul tău să vedem ce filmule ți-ai mai făcut. E foarte important să nu se simt abandonat în momentul în care apare altcineva în viața ta. Vreau să revenim puțin la întrebarea de mai devreme, ce facem în situația în care adolescentul vrea să plece de acasă? Mai trebuie să ne gândim foarte clar ce vârstă are adolescentul ăsta, că dacă are 13 ani, nu avem cum să-l lăsăm să plece de acasă. Dacă mă întreb pe mine, nici la 15, 16 ani n-ai cum să-l lași. Dacă are 16 ani, am putea să vedem unde și de ce vrea să plece, de acasă. Nu, eu am spus că, clar, de situația este vrea când să tu vrei, pe ușă, nu, să... când tu vrei să vii cu noul partener, iar el îți dă de ales și spune ori el, ori eu plec. Nu, sau ori ia, ori asta, asta este o limită din aia nenegociabilă. Nu există, ok, rămâi tu în casă, că momentan ești copilul meu, ești minor
și n-ai cum să, n-am cum să te las să fugi pe ușă, rămânem noi doi împreună și la fel anticipez, dar o să negociez cu tine și o să discutăm treaba asta până ajungem la un compromis, până eu îmi doresc foarte tare ca acest om să vină să locuiască cu noi în casă. Adică nu, nici nu sunt autoritar, așa trebuie, așa vreau eu, acum vine și stă cu noi în casă, nici nu sunt permisiv, cum vrei tu, totul este cum vrei, pentru că două mesaje total eronate pe care un părinte poate să-l dea. Fie e ferm, e casa mea, fac ce vreau în ea, fie e permisiv, tot ce vrea copilul se îndeplinește. Trebuie găsit o cale de mijloc. Exact. În momentul în care adolescentul spune nu, nu vreau să mă mut, e bine să-l mințim la modul ok, nu vrei tu, nu o să am nicio relație, mă văd cu el pe ascuns, cu un nou partener, încerc să-mi văd de viața mea, dar să nu afectez copilul. Cum jucăm toată această situație? Știi cum e la copii, mereu Mercur retrograd, orice ai face nu dă bine. Adică exact. Și dacă faci bine, zice că de ce nu mai împins de la spate, și dacă îl împins de la spate... Mai stresat suficient, mai lasă-mă puțin. Oricum ai dau că noi știm foarte bine ce le reproșăm părinților noștri, nu? Că și noi le zicem verzi și uscate, adică nimic n-a fost bine din ce au făcut părinții noștri. Și atunci n-aș merge pe varianta de minciună, pentru că e o chestie pe care ți se reproșează și e mult mai dureroasă. Știi, să afli după ce, uite, m-am văzut pe ascuns, totul a fost bine frumos, copilul chiar că se simte rănit, mințit, abandonat, ai făcut tu ce ai vrut tu și n-ai avut încredere în mine. Ăsta e mesajul, n-ai avut încredere că, uite, dacă insistai, cum am zis eu, și mergeai din aproape în aproape, din aproape în aproape, uite, poate acceptam. Poate n-a acceptat, că na, copiii spun cum le place lor în primă instanță. Dar n-ai de unde să știi. Și atunci, dacă s-ar putea să dea cu minus în orice situație, mai bine mergi pe calea adevărului și pe anticipare și pe negociere din pas în pas și haide să vedem. Dacă avem o relație bună cu partenerul, putem chiar și pe el să-l rugăm să ne sprijine în acest. Uite, eu sunt de acord, înțelegem. Soțul și soția s-au despărțit, noi am rămas o femeie și un bărbat și amândoi avem nevoie de o relație, de un partener de viață. Asta în cazul în care partenerii se înțeleg bine. Această negociere se poate face chiar în cadrul familiei. 20 de secunde mai avem și vreau să-mi răspuns cât poți de scurt. Noul partener care vine în viața foștilor soți, că e vorba de mamă, de tată, cât de mult trebuie să se implice în viața adolescentului și după cât timp? Mai la fel, nu există rețetă perfectă. Ar trebui să învățăm să-l cunoaștem și să-l lăsăm pe el, pe copil, pe adolescent să facă primii pași. Să lăsăm pe el să vină, să nu insistăm cu cadouri, cu fel de fel de lucruri, pentru că nu sunt proști copiii. Știu că vii ca să le faci pe plac și ca să le intri în suflet și se bucură de cadou, dar pe tine tot nu te plac la final. Și atunci suntem naturali, vorbim deschis, suntem acolo împreună cu toții, dacă are nevoie de ajutor, ne oferim să ajutăm și lăsăm pe copil să se apropie de noi, tot la fel, cu încet, încet, pas cu pas, până n-aș recomanda nici să se țină distanța și eu stau aici, nu zic nicio vorbă, că Doamne ferește, poate se întâmplă rău, dar nici n-aș insista, nici nu m-aș băga în sufletul copilului. Că, na, copilul o să știe întotdeauna că altcineva este mama sau tata. Doamne și domnule, în această dimineață sperăm că v-am lămurit în această problemă destul de complicată când vine vorba despre copiii noștri și mai ales în momentul în care ajung la adolescență. Gabriela Maluf a fost alături de noi, psiholog, în această dimineață și ce am înțeles eu de aici este că ar fi bine să ne comportăm cu copilul nostru pe o cale de mijloc, nici foarte autoritar, dar nici să nu facem tot timpul pe placul lui, să încercăm să-i înțelegem și să nu uităm că totuși copiii noștri sunt cel mai important lucru din viața noastră. Mulțumim mult de tot, Gabriela!